Nu putem să nu menționăm faptul că pentru săgetători această eclipsă a fost o poveste, pentru că, sigur, a cuprins două case destul de speciale, respectiv axa 6-12. Știm, casa 12 este casa sufletului și a mesajelor divine. Deci, pe săgetătorii invităm să analizeze cu mare și strictețe, dar și cu mare bucurie până la urmă mesajul de zilele trecute, poate chiar pentru săgetător posibil să fi fost vise cu specific sau anumite trăiri, pentru că au avut într-un fel sau altul acces la un soi de personalitate a lor care pe undeva de care au uitat, să spunem. Pentru că cu toții avem bucăți de personalitate, bucăți de, nu știu, un soi de modalitate de a ne exprima, de care la un moment dat uităm. Și această eclipsă pe axa 6-12 și pe axa introspecției și a universului interior a vorbit despre această bucățică de personalitate care poate a fost pusă într-o umbră, să spunem așa, în ultima vreme. Pentru că din punct de vedere al concretului, pentru nativii săgetători aș spune că nu prea mai sunt surprize. Surprizele au tot fost. Avem un Pluton și un Venus foarte bine aspectate, nu chiar perfect, sigur, dar aproape perfect, pe casa banilor făcuți prin forțe proprii. Pe casa negocierilor, în schimb, aș sesiza niște turbulențe pentru săgetători, deci mare atenție ce vorbiți, cu cine vorbiți, despre ce vorbiți. Sunt persoane care pot fi ușor rău intenționate. Acest Saturn pe casa a treia este destul de... vine cu o constrângere, mai exact. Fie persoane care puțin te forțează să faci ceva împotriva voinței tale, fie persoane care au replici acide la adresa săgetătorilor, care știm că au un profil destul de nonconformist, ei sunt înțelepți, au un bun simț exagerat, sunt filozofi, dar nici nu este bine să pui presiune pe ei, pentru că pot fi extraordinar de tranșanți. Da, de ce? Da, așa este. Asta, sunt reactivi. Sunt reactivi, exact. Da. Deci vor fi niște mesaje, niște marcaje pe zona aceasta a presiunii pe care o pot pune pe săgetători, oamenii din anturajul apropiat, repet, relaționare, discuții care nu sunt chiar pe placul lor și săgetătorii trebuie să-și păstreze calmul și să dea răspunsuri așa puțin mai evazive, să nu fie prea ferme așa cum chiar le vine să fie, într-un context în care pot apărea tot felul de persoane destul de cu atitudine mai îndoielnice, dură, da. Chiar am o prietenă foarte bună de foarte mulți ani în zodia săgetătorului, pot să confirm cel puțin din această perspectivă, de vreo zi, două, a trăit și ea, în mod special relaționat cu această eclipsă, chestiuni de ordin interior despre care poate credea că le-a uitat, nu mai contează, n-au nicio importanță. Nevoia de introspecție a apărut implicit. Implicit, de ce îmi vin aceste chestiuni în minte, de ce mi-amintesc de asta, ce sens are, chiar am trăit din plin acest lucru, retrăind diverse, chiar de mult întâmplate. Și chiar m-a sunat, ce-i cu mine, de ce-i cu mine. E o perioadă solicitantă pentru lăuntricul, pentru subconștientul săgetătorilor. E o perioadă complexă în sensul cel mai bun al cuvântului. Universul decartează. Decartează, stai și tu, așa, aici n-ai rezolvat, mai trebuie să umbli acolo. Ar fi ideal să, pentru că, uite, aici e minunat. Dar de ce să lăsăm ca integralitatea ființei tale să fie trasă în jos de un aspect nerezolvat? Apare neimportant și uitat, a revenit în forță pentru foarte multe zodii, nu doar pentru săgetători, dar remarc și cu bucurie și cu tristețe, a venit în forță pentru zodiile. Plecăm de la săgetător, capricorn, vărsător, pești, chiar i-a lovit din plin mai mult decât pe alte zodii, părerea mea, din experiența directă și din ce am văzut și din... Da? Confirmă cele văzute în relația directă cu oamenii că, într-adevăr, această eclipsă nu s-a jucat, da. Nu se joacă și reverberațiile ei... Revenim, îmi cer scuze, Ingrid, după publicitate.
Am revenit pentru Capricorn, iată, știm deja acest Pluto perfect aspectat cu Neptun și cu planetele din Scorpion, îi avantajează foarte mult pe Capricorn din punct de vedere al achizițiilor, investițiilor, al perspectivei de a-și mări veniturile. Capricorn au o seriozitate fără de care nu pot funcționa în general, dar și în această perioadă doresc să construiască, îi doresc să se bazeze pe anumite lucruri și toate sextilele pe care Venus și Pluton în Capricorn le fac cu planetele din Scorpion, deci această asociere Capricorn-Scorpion este foarte interesantă în această perioadă, în sensul că ei pot cu adevărat construi. Deci și Scorpionii și Capricornii pot construi. Sunt două zodii care merg mână în mână în această perioadă incredibil și mai mult decât atât, trigonul acesta Venus-Uranus arată faptul că serioșii Capricorni sunt puși pe fapte mari, adică vor să călătorească, vor să aibă tot felul de experiențe din acestea bazate pe inteligență superioară. Uranus este inteligența superioară, își doresc să înțeleagă, să filozofeze, să asocieze tot felul de lucruri, ei pot fi și mentor pentru alte persoane, foarte interesant, și au înțeles foarte multe lucruri Capricornii. Este o perioadă, deci, foarte favorabilă lucrurilor cu adevărat constructive, elevate, și nu în ultimul rând, chiar dacă, sigur, acest Jupiter se mai joacă puțin cu Capricornii din punct de vedere al stabilității anumitor situații, pentru că Jupiter acum bagă puțin haos prin aceste quadraturi pe care le realizează cu Soarele și cu Mercur, este ideal în această perioadă să nu dăm atât de mare importanță propriilor gânduri, nu numai nativii Capricorn în general, pentru că da, Mercur și Soarele acum sunt destul de afflicted, cum zic ei, deci debilitate în Scorpion, odată în Scorpion și după aceea sunt și prost aspectate cu Jupiter în Vărsător. Deci cu cât gândim mai mult zilele acestea doar, cu atât suntem mai debusolați. Cu cât discutăm mai mult, vorbim de discuții gen șuietă, nu discuții elevate și filozofice, cu atât suntem mai debusolați. Spre exemplu, dacă tu, Ingrid, ai propune să spunem o discuție acum despre, nu știu, ochelari, să spunem, da? Și, nu știu, te-ai gândi care ochelari sunt mai buni, cum să te uiți cu ei, de unde să-i cumperi, cu cât vom discuta mai mult despre această discuție, cu cât vom discuta mai mult despre acest subiect, cu atât vom fi mai debusolate. Vorbim de strict despre aceste zile. Cu cât vom ignora discuția și vom merge pe mâna destinului, văzând și făcând pe acest principiu, cu atât va fi mai bine. Deci și pentru nativii Capricorn este ideal ca acum să nu se lase induși în eroare, să spunem așa, de conjuncția Mercur-Soare în semnul Scorpionului, să nu analizeze lucrurile cu strictețe și să se lase duși să se lase așa duși de evenimente, să vorbească mai degrabă cu inima, mai mult decât cu mintea, și lucrurile oricum vor intra foarte curând pe făgașul lor favorabil. Ne tulbură puțin, repet, această conjuncție Soare-Mercur în Scorpion, tensionată de Jupiter în Vărsător. Deci există un haos verbal. Mă faci să-mi amintesc de o lege spirituală care spune: dacă vrei să rezolvi o chestiune, întotdeauna trebuie să te situezi la periferie ca să vezi centrul. Anume, insistând acum, spre exemplu, Capricornul pe un subiect de o manieră obsesivă, intrând în detaliile lui, va pierde cu certitudine esența. Da? Să se distanțeze puțin, ca o necesitate a împlinirii tuturor valențelor propuse de univers, să se distanțeze puțin de seriozitatea mai înainte invocată de tine, tipică acestor suflete supranumite bătrâne. Capricornii sunt, dacă vrem, cumva bătrânii și nu numai ei, ai zodiacului, să se distanțeze un pic de seriozitatea mai devreme indicată de tine spusă, starea aia lăuntrică de seriozitate excesivă, și să leviteze cumva mental asupra unor subiecte, să se ducă, cum frumos ai spus, pe inimă, pe esența sufletului, pentru că, vezi tu, chiar știința demonstrează de la un timp că atât în inimă avem o zonă care funcționează ca un creier și foarte curând se va dovedi că și în creier există o zonă care lucrează precum o inimă, exact cum au fost descoperiți neuroni și neurite în inimă.
cu certitudine vom descoperi foarte curând, știința va veni în întâmpinarea adevărurilor multimilenare din spiritualitate, că și mental există o inimă, un suflet, nu neapărat un organ fizic, dar ca acțiune, ca motricitate, ca mecanică. Da. Da? Anume, Capricornul trebuie să se pogoare puțin și în creierul din inimă în această perioadă și să privească cumva cu lejeritate, cu, dar nu acea superficialitate, puțină, știi, detașare. Încrâncenarea poate să spus. Te îndepărteze. Poate să îndepărteze de tot. De esență, sigur. Mai departe, pentru nativii vărsător. Vărsătorul este zodia cu cel mai mare potențial în această perioadă în a rezolva lucruri concrete. Saturn i-a căsăpit pur și simplu pe nativii vărsător, fiind găzduit de ei, chiar dacă el este co-guvernator al vărsătorului, în sensul că vărsătorii au foarte multe responsabilități care sunt legate de oameni. Responsabilități care vin așa ca un soi de apăsare și sfatul meu pentru nativii vărsători este să mi-l activeze puțin pe Jupiter, care este tot în vărsător, și să se ocupe și de activități mai puțin concrete, activități mai siderale, așa, mai elevate, mai non-concrete, care le pot aduce o bucurie foarte mare, pentru că dacă se vor lăsa copleșiți de seriozitatea lui Saturn în semnul lor, ei sunt gazdele lui Saturn acum și vor dori să fie cât mai bun la locul de muncă. Au foarte multe responsabilități. Parcă toată lumea apelează la nativii vărsători în această perioadă și de o manieră foarte grea, foarte greoaie. Pur și simplu îi simt ca și când cară permanent în fiecare zi în spate ceva. Un bagaj pe care și-ar dori și ei să-l lase undeva, măcar pentru câteva ore peste zi, și să se relaxeze. Lucru care pare destul de imposibil, pentru că tot timpul, și dacă vin acasă de la locul de muncă, apare o altă responsabilitate și o altă responsabilitate. Și atunci putem să-l activăm de o manieră unică pe Jupiter sau măcar pe Neptun, pe casa a doua, perfect aspectat. Planete care vorbesc despre puterea care, până la urmă, stă în puterea omului. Este în puterea lor să facă și lucruri pentru suflet, să lase aceste responsabilități măcar pentru o bucățică din timp și să se ocupe de ceva, nu știu, spiritual, sufletesc, să vizioneze ceva frumos la televizor. Deci, practic, să-și facă bucurii sufletești. Este esența acestei perioade. Să nu se lase copleșiți de seriozitatea lui Saturn, care, repet, îi copleșește pe undeva. Și mesaj pe carieră pentru nativii vărsător zilele trecute, apropo de eclipsă pe axa 40. A fost ceva, s-a descărcat ceva, familie versus carieră. Deci, cu siguranță, ei trebuie să vadă, să facă fie o rocadă sau să înțeleagă ceva legat de planul profesional major. Modul lor de implicare. Poate ar trebui să fie puțin mai rezervați cu anumite situații pe care nu le pot rezolva numai ei la serviciu. Ok. În fiecare zodie vorbim în esență despre provocările pe care karma, destinul, chestiunile nerezolvate, acel proces cauză-efect, repet, nu au fost rezolvate. În particular, pentru vărsători, ei au solicitări foarte des în viață despre a face chestiuni fizice, dar nu înseamnă neapărat că ești în karma ta și în misiunea ta. Poate tu ai o misiune uriașă spirituală, dar caută să te îngenuncheze, să te obnubileze materialul. Ei aici trebuie să învețe să creeze un echilibru și au ceva vărsătorii. De multe ori fug de adevărurile lăuntrice, se exteriorizează prea mult în ajutorul pentru ceilalți, da? În ajutorul pentru ceilalți, cumva o fugă de sine. Ei parcă, știam, observat vărsători de-a lungul anilor, parcă atrag blocaje, parcă vor situații grele, îi validează, am rezolvat, m-am implicat, dar este o trăire prin delegație. Prin delegație mă ocup de altul, dar nu înseamnă că te ocupa de tine. Nu mai fugi către problemele pe care parcă și inconștient le atragi. Sau nu te duce într-o totul și ai grijă cât. Păstrează-ți o zonă, nu uita că nu ai venit aici doar pentru a rezolva chestiuni legate de materialitate. Elevează-ți lăuntricul, citește o carte de bună calitate, vezi un film de bună calitate, s-ar putea să primești un răspuns acolo pe care nu-l primești din 10 drumuri făcute într-o zi, care te ajută ca pe viitor să nu mai faci 10 drumuri într-o zi spre a rezolva chestiuni, da?
le poți rezolva din zona, apropo de concret, acest concret poate fi de natură energetică, concretețea unui spațiu energetic, strict material condensat vizibil. Acest concret nu se referă doar la lumea fizică, concret este tot ceea ce poate fi concret în manifestare, coerent, precis, focalizat. Când vorbim despre concretețea unui lucru de natură vizibilă sau invizibilă, vorbim despre focalizarea energiei într-o direcție, da? De natură strict spirituală, strict materială sau îmbinate. Am remarcat de-a lungul anilor că lecția de bază a unui vărsător, spre exemplu, este să învețe să îmbine aceste planuri. Exemplu, un vărsător ani de zile poate fi aplecat aproape cu toată ființa lui către chestiuni care țin de material, după care se duce într-o altă extremă. Stă numai în biserică 5 ani. Ideal este cam să le îmbine. Duminica la biserică, luni, marți, miercuri, joi, vineri fac altele, sâmbătă mă odihnesc, există această osmoză între planuri pe care dacă nu este creată, și știi ce îmi pare rău? Am văzut mulți vărsători veniți cu misiuni spirituale, poate ar fi putut fi uriașe în manifestarea lor, au eșuat prin trecerea dintr-o extremă în alta. Putem întâlni cu ușurință vărsători depresivi, putem întâlni cu ușurință exuberanți. În mod exagerat, e o dependență de exuberanță. Sau foarte serioși, depresivi, într-o autoclaustrare psihologică care nu rezolvă nimic. Revenim după publicitate. Am revenit. O eclipsă de lună foarte interesantă pentru nativii pești pe axa 3-9, moment de introspecție major pentru pești care oricum îl găzduiesc pe Neptun perfect aspectat, după cum bine știți. Deci cu siguranță zilele acestea au fost o adevărată revelație pentru pești sau pentru toți cei care se știu puternici pe Neptun, cu Neptun pe ascendent sau peste Soare sau cu multe planete în pești sau în casa a 12-a. Deci revelație pentru dumneavoastră. Este bine să speculăm toate, în sensul bun al cuvântului, sigur, toate informațiile care ne-au venit pe filieră extrasensorială zilele acestea. Nu uităm, sigur, n-avem cum să uităm de Saturn și de Jupiter pe casa a 12-a, care vorbesc totuși în continuare despre profunde trăiri interioare pe care peștii poate nu le-au avut niciodată cât le-au avut în 2021 și or să le aibă și puțin anul ce urmează. Dar zilele trecute s-a putut face o conexiune între tot ceea ce au trăit peștii 2021 și poate și 2020 și parcă li s-a pus pe tapet un imens ecran, precum un televizor, în care peștii au putut să vadă cu adevărat tot ce s-a întâmplat anul acesta, concluzia scrisă cu majuscule, da? Concluzia acestei perioade. Tot ceea ce poate nu au înțeles, iată acum apare sub forma unei revelații incredibile. Cred că încă acum, în momentul în care noi vorbim, ei sunt fascinați de ceea ce au înțeles zilele acestea. Fascinați sau pur și simplu... S-au șocat, da. Unii dintre ei vor avea revelația, nu se crede implicit că e de natură a aduce bucurii. Ceva revelator este ceva trezviitor, care se arată pe sine în întregime cu o claritate de necontestat. În această categorie a revelațiilor, unii dintre ei au trăit chiar situații, cum scrie pe ecran, ieșite din comun, în cel mai puțin dorit sens al cuvântului. Au aflat sau li s-a revelat un adevăr, au găsit, poate știu și eu, au descoperit o situație, un obiect despre care a venit să dea un răspuns pe care oricum nu aveau cum să-l găsească. Aici e revelația fantastică a perioadei pentru pești. Ei pot dezavoa planuri, pot găsi obiecte, pot trăi evenimente, poate șocante, dar care completează, vin și aduc răspunsul ce ți s-a întâmplat, de ce în anii din urmă. Da? În această perioadă e trezviitor ceea ce se întâmplă pentru pești și da, se continuă și pe anul viitor. Parțial în această notă, oricum este un registru bogat pentru pești în perioada următoare și nu doar o săptămână, două, trei, e un registru care decartează precum momentul în care nu ținem cărți de joc în mână și le arătăm într-un joc în care trebuie să faci
facem acest lucru și interlocutorul vede ce cărți avem, convingem că am învins sau nu. Destinul vine și decartează peștilor. Iată ce ai așteptat, ce răspunsuri. Au fost lăsați peștii în ultimii ani, mie mi se pare că au fost lăsați cumva fără răspuns. Forța universală i-a lăsat să bâșbâie aparent în întuneric, deși instrumentele a dat. Dar nu ușor de folosit de către ei, pentru că era prima oară când primeau genul acela de instrument, da? Și că s-au chinuit să învețe să-l folosească, au învățat sau nu, iată, a venit și răspunsul trezvie. Vă sunt mai multe, oricum, nu e doar un răspuns într-o direcție. De ce n-am făcut bani? De ce n-am obținut nu știu ce post? Acum vin răspunsurile, este ceva demolator, cum se spune, pentru că vor avea situații, au și vor avea în continuare, mai puțin obișnuite, ieșite din comunul situațional, ceva care vine ca o consecință a ceva. Ce vine acum nu pare să vină ca o consecință a ceva și poate avea un efect profund tulburător pentru ei și da, pentru cel puțin pentru unii dintre ei va fi mai mult, este și va fi mai mult decât tulburător, probabil întrebându-se o lungă perioadă de acum încolo cum a fost posibil cu tare lucru. Mulțumesc foarte mult, Ingrid, pentru toate sfaturile. Ne revedem și astăzi seară de la ora 20 alături de Ioana și Adrian Cacoven. La revedere!